Contractul pentru lotul 1 al autostrăzii Ploiești-Buzău, parte din autostrada Moldovei, urmează să fie semnat. Câștigătorul inițial al licitației pentru lotul 1 a fost din nou validat după ce Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a respins astăzi contestația depusă de un alt participant. Astfel, o asociere romano-italiană poate semna contractul pentru construcția celor 21 de kilometri ai lotului Dumbrava-Mizil. După semnarea contractului, constructorii au la dispoziție 20 de luni pentru finalizarea contractului în valoare de 1,468 de miliarde de lei fără TVA, finanțați prin PNRR. Pentru lotul 2 Mizil-Pietroasele cu o lungime de 28 de kilometri, CNSC a soluționat deja contestația depusă la rezultatul procedurii. În scurt timp și contractul pentru acest lot, în valoare de 1,249 de miliarde de lei fără TVA, va putea fi semnat cu asocierea de constructori români și bulgari, care a fost inițial desemnată de CNAIR. Întregul sector Ploiești-Buzău al autostrăzii Moldova are o lungime totală de 63,25 de kilometri și o valoare estimată de construcție de 4,3 miliarde de lei alocați prin PNRR.